Primarul Septimiu Țurcaș a acordat miercuri în cadrul unei festivități organizate la primăria orașului și în Leo Silvaniei diplome și premii în bani membrilor Clubului Copiilor din oraș care au obținut rezultate deosebite la campionatul național de karting. Nagy Otto Eduard și Adrian Todoran au obținut titlurile de campioni naționali și au primit din partea primarului Septimiu Țurcaș câte o diplomă de excelență și câte un premiu în valoare de 200 de lei. De asemenea, Vicecampionul național, Biro Peter, a primit din partea primarului Septimiu Țurcaș diplomă și un premiu în valoare de 150 de lei, iar Biro Tamaș, ocupant al locului 3, a primit diplomă de excelență și un premiu în valoare de 100 de lei echipa de la Clubul Copiilor și Mleu Silvaniei a obținut, grație performanțelor celor patru elevi, locul trei pe echipe, întrecând astfel cluburi cu tradiție în domeniu, cum ar fi cele din Iași, Cluj, Suceava, Satu Mare, Oradea sau Baia Mare. La campionatul național de karting au participat peste 70 de copii din 30 de județe, iar gala campionilor naționali a avut loc săptămâna trecută la Turda.